Cucernici părinți, dragi persoane consacrate, iubiți frați și surori în Domnul, pace vouă! Acesta este salutul pe care Iisus l-a adresat ucenicilor după învierea sa din morți. Nu este vorba doar despre un simplu salut, ci mai degrabă despre o promisiune, un dar și o misiune încredințată de Iisus ucenicilor și prin ei nouă tuturor care formăm biserica sa. Episcopul, ați remarcat, cred, începe fiecare celebrare liturgică tocmai cu acest salut: pacea să fie cu voi! Aceasta este urarea pe care doresc să vă adresez cu bucurie tuturor, acum, în mod special, cu ocazia sărbătorilor pascale. Pacea să fie cu voi! Darul păcii pe care Hristos l-a revărsat asupra ucenicilor după învierea sa din morți să încălzească inimile noastre, pentru ca tristețea, neîncrederea și răutatea să facă loc bucuriei, speranței și iubirii. Lumina învierii lui Hristos să lumineze zonele întunecate ale vieții noastre și ale lumii în care trăim și să ne dea forța și energia de care avem nevoie pentru a merge înainte cu un nou elan, conștienți că Domnul este viu și nu ne abandonează niciodată. Ascultând zilele acestea diferitele episoade relatate de Evanghelii, ne impresionează transformarea extraordinară pe care învierea lui Iisus a produs-o în cei care l-au cunoscut, în apostoli, în cei doi ucenici de la Emaus, în femeile pioase. Pentru toți aceștia, învierea lui Iisus a reprezentat un moment decisiv care le-a schimbat radical viața. În mijlocul tuturor încercărilor și suferințelor noastre, Hristos cel înviat vine și la noi pentru a ne încuraja și a ne transmite pacea sa. Asemenea ucenicilor și femeilor din Evanghelii, și noi trăim vremuri care pot face să încolțească cu ușurință în inimile noastre frica, nesiguranța, neîncrederea. Ne îngrijorează, spre exemplu, situația conflictuală din Ucraina, țara noastră vecină, din fâșia Gaza și din alte părți ale lumii, unde continuă să se audă zgomotul armelor și strigătul de ajutor al oamenilor neajutorați, oameni care suferă. Iubiți frați și surori, misterul pascal al lui Hristos și conștiința prezenței sale în mijlocul nostru fac din noi biserică, fac din noi comunitate de credincioși capabilă să acționeze în iubirea celui înviat și să fie un instrument de speranță pentru lumea de azi. Dorința înflăcărată a lui Iisus cel înviat este ca ucenicii săi de pretutindeni să formeze împreună o comunitate de frați și surori, o adevărată familie a lui Dumnezeu, așa cum ne sugerează tema anului pastoral din dieceza noastră, o familie capabilă să trăiască în pace și armonie, o comunitate primitoare în care bucuria și speranța, tristețea și angoasa oamenilor de azi sunt și bucuria și speranța,
tristețea și angoasa ucenicilor lui Hristos. Așa cum citim în Constituția dogmatică Gaudium et Spes a Conciliului Vatican al II-lea, chiar de la început. Vă îndemn pe toți, din toată inima, să participați cu credință și evlavie la celebrările sfinte din comunitățile noastre parohiale. Să ne deschidem inimile pentru a primi pacea celui înviat, pe care ne oferă în mod special în sacramentul spovezii. La Sfânta Liturghie, împreună cu ceilalți frați de credință, îl vom întâlni și îl vom primi în sufletele noastre ca hrană pentru viața veșnică. Împreună cu preasfințitul Petru Sescu, episcopul nostru auxiliar, și cu preasfințitul Petru Ghergel, episcopul emerit, vă dorim tuturor sărbători pascale binecuvântate. Domnul înviat să ne lumineze pe toți, iar Sfânta Fecioară Maria, mama celui înviat, să ne ocrotească și să ne susțină pe drumul vieții. Hristos a înviat, adevărat a înviat.